Vreau să vă spun că de fiecare dată când predic cuvântul lui Dumnezeu, mă străduiesc să-l predic în așa fel încât acest cuvânt, ca și cum ar fi ultima mea predică. Nu știu dacă voi mai trăi după ce voi predica. Nu știu când Dumnezeu va spune inimii mele stop cardul respirator. Dar vreau ca și în această seară să predic cuvântul Domnului, ca și cum ar fi ultima mea predică care o mai predic. Și vă rog din toată inima mea, ascultați Evanghelia ca și cum ar fi ultima dată când o veți asculta. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu în pagina din Biblie, traducerea Cornilescu, 958, Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 69. Biblia zice așa: Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: Și tu erai cu Iisus Galileanul? Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: Și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: Nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: Nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Ocupăm locurile. Nu doresc în această seară să faceți neapărat să faceți evaluări, pentru că o seară reușită este atunci când facem ce a făcut și omul acesta. Îmi doresc ca după seara aceasta să ieșim afară și să plângem cu amar. Dragilor, vreau să vă spun că am venit aici fiind conștient și eu că am aceeași nevoie ca și dumneavoastră de Dumnezeu. Și dacă ar fi să ridic o mână, cine are nevoie de Dumnezeu și de atingerea Lui în mod deosebit în seara asta, acela aș fi și eu și l-aș ridica pe amândouă. Îmi doresc așa de mult, nu că predic eu în seara asta. Până la urma urmei, Dumnezeu se poate folosi de copilașul ăsta să vorbească și oamenii să se pocăiască. Îmi doresc cu toată inima mea ca noi toți care am venit aici să fim atinși de puterea Lui. Avem nevoie de Dumnezeu, cum este o cântare. Au și copiii nevoie de Dumnezeu, au și părinții nevoie de Dumnezeu, au și bisericile nevoie de Dumnezeu. Până la urma urmei, are România asta nevoie de Dumnezeu. O Românie care i-a întors spatele, toți recunoaștem. Toți recunoaștem lucrul ăsta. O Românie care l-am scos din școli, l-am scos din familiile noastre, l-am scos din sufletele noastre. Știți că noi, de fapt, ceea ce eu țin în mână, o Biblie, avem Biblii, de fapt, până la cincea generație. Dar, din păcate, trăim vremea unui analfabetism biblic fantastic de grozav. În momentul în care am pus Biblia în sertarul vieții, de fapt, noi l-am pus pe Dumnezeu acolo. Și dacă te întrebi în această seară unde este Dumnezeu, Dumnezeu zice: ia Biblia din sertarul vieții și acolo mă vei găsi. Citisem la un moment dat despre un om pe nume Origen. Acesta a fost unul dintre părinții bisericii. La un moment dat a ieșit afară și a fost prins de păgâni și forțat să ardă tămâie pe altarul unui idol. Și a făcut-o. Ei bine, din momentul acela, peste omul acesta, s-a lăsat la un moment dat, cum spunem noi, cerul lui Bacovia. A fost una dintre cele mai întunecate perioade ale vieții lui. Pentru că, oameni buni, putem să începem bine cu Dumnezeu.
dar putem să o sfârșim prost. Mi-aduc aminte de poporul acesta al nostru. Eu am prins Revoluția 89, aveam aproape 6 ani. Îmi aduc și acum aminte cum mă ducea mama pe la defilări și cu stegulețele alea în mână. Și am prins Revoluția din 89 și îmi aduc aminte și atunci imaginea aceea a poporului român. Când au văzut că au scăpat de asuprirea cea ușistă, s-a plecat poporul acesta, sute de mii de oameni în genunchi și au rostit rugăciunea Tatăl nostru. Am crezut în momentele acelea că va fi pentru România, va fi altă viață, va fi un nou răsărit de soare. De fapt, va răsări soarele peste țara aceasta. Și mi-am dat seama că românul a avut nevoie de Dumnezeu doar să-l scape. A avut nevoie de Dumnezeu de gen buton de panică. Nu a avut nevoie de Dumnezeu ca să moștenească cerul, ci a avut nevoie de Dumnezeu ca să o ducă mai bine. Dragilor, putem să începem atât de bine și viața asta cu Dumnezeu, cu principii bune. Probabil ai zis și ți-ai început căsătoria cu principii fantastice și ai zis niciodată nu voi ridica palma soției mele în dreptul ei și ai făcut-o. Niciodată nu voi duce un pahar pentru că mi-aduc aminte de tatăl meu. Ascultați-mă, vin dintr-o familie de nepocăiți, majoritatea știți că ați auzit mărturia mea. Dar când am văzut tragedia și falimentul familiei mele, a părinților mei, știți ce am hotărâre am luat în momentul în care m-am căsătorit? Că niciodată nu voi ridica palma soției mele. Că o voi iubi cu toată inima mea. Probabil ai început cu principiile acestea. Probabil ai zis, niciodată nu voi fuma. Probabil ai spus, niciodată nu mă voi uita după altă femeie. Și pur și simplu ai ajuns să-ți încalci principiile acestea. Ai început viața asta undeva fulminant. Și acum ești undeva jos. Te uiți undeva de unde ai căzut, te uiți la hăul în care ești în această seară și spui, nu vine să cred, cum am putut ajunge aici? Când uităm la profilul acestui bărbat, al lui Petru, ne uităm la el și omul acesta a fost omul care într-o zi, ascultați-mă, și-a văzut păcătoșenia. I-a zis lui Iisus Hristos, prăbușindu-se înaintea lui, i-a zis lui Iisus Hristos, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. A fost momente când ai rostit și tu cuvintele acestea. Când ai zis lui Dumnezeu după o boacănă pe care ai făcut-o, după un faliment pe care l-ai avut, ai ascultat o cântare undeva pe mașină, probabil o priceasnă, probabil ai auzit un cuvânt din Scriptură, ai avut o Scriptură și în momentele grele ale vieții tale te-ai dus la Biblie pentru că n-ai avut de altceva de ce să te agheți decât de Dumnezeu. Și atunci ai luat hotărâri și ai început să scurgă lacrimi, ți-ai pus capul în pernă, te-ai uitat în oglindă și ai zis, omule, ți-ai distrus viața. Și ai început să mergi cu hotărâri noi spre Dumnezeu și la un moment dat te-ai prăbușit din nou. Probabil ai fost omul revelațiilor. Știți că la un moment dat spunea Iisus Hristos, adunându-și ucenicii lângă el, o zis, auzi, cine zic oamenii că sunt eu? Și toți au început să zică, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești prorocul, alții zic că... Și Petru, tocmai omul despre care v-am citit, iese undeva de pe scena istoriei, în lumina reflectoarelor vieții și la un moment dat zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Se uită Iisus la el și zice, Simone, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul, El ți-a descoperit lucrul acesta și a fost omul revelațiilor, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu ți-a vorbit de atâtea ori, ba printr-un accident, ba printr-un vis de noapte. Am întâlnit oameni cărora li s-a descoperit Iisus Hristos în vis de noapte și le-a arătat, Dumnezeu exist printr-o experiență, printr-o vedenie. Nu știu prin ce ți s-a descoperit Dumnezeu și ai spus, mă voi duce cu Iisus Hristos pe drumul acesta pentru că am ajuns la cunoștința că El este adevărat, El este real și te-ai dus un pic și din nou viața ta a ajuns în faliment. Probabil ai fost omul marilor afirmații și într-un moment de cumpănă a vieții tale ai zis, niciodată n-am să-L las pe Iisus. Niciodată. Probabil ai luat hotărâri și ai zis lui Dumnezeu, verbal, ai zis, cu voce tare sau în conștiința ta,
sau cu vocea inimii. I-a zis lui Iisus Hristos: Doamne, mă voi duce cu tine. Ai auzit o predică predicată de un predicator, ai venit în față probabil la o chemare, ai ridicat mâna, ai luat hotărâri și ai ieșit din biserica aceasta sau probabil din alte biserici cu hotărârea de a urma pe Iisus Hristos cu toată ființa ta. Și de la omul marilor afirmații, când ai zis cu tine, Doamne, până în groapa falimentului, a fost doar un pas. Doar un pas. Și ești undeva jos astăzi și nimeni nu știe. Pentru că, ascultați-mă, noi ca și români jucăm rolurile noastre. Nu, ne-au molipsit americanii și pe noi. Am mai spus lucrul acesta aici, când ne întâlnim câteodată, curiosul cu mincinosul. Curiosul te întreabă: ce faci, măi? Și tu, ca să-ți ascunzi petele sufletului, dramele prin care treci, să te uiți la el și cu un zâmbet fals așa: bine, bine. Dar ascultați-mă, ești aici și nu ești bine. Ești aici și treci prin valea vieții tale. Ceea ce te-a dus la biserică astăzi n-a fost iubirea de Dumnezeu. Ceea ce te-a adus la biserică este că tu cauți răspunsuri la nevoile prin care treci tu astăzi. Ceea ce te-a adus în casa lui Dumnezeu este că tu ai dat cu viața de pământ. Și ascultă-mă ce spun. Sunteți aici, doamne și domni, care ați căutat soluții peste tot și n-ați găsit. Ascultați-mă, sunteți în locul unde Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate repara viața voastră. Poate atinge viața ta. Poate schimba viața ta într-un mod în care niciodată nu te-ai fi putut aștepta ca El să o facă. Poate ridica viața ta din nou. Poate schimba viața ta din nou. Poate să-ți dea un nou avânt și o nouă șansă vieții tale. Cum spunea cineva, Dumnezeul este șansă, Dumnezeul șansei a doua, și Dumnezeul șansei a treia, și Dumnezeul șansei a patra, și Dumnezeul șansei a cincea. De ce? Până la urma urmei, falimentează oamenii. Falimentează oamenii pentru că, în primul rând, n-au știut să gestioneze succesul. Nu sunt mirat de oamenii care ajung pe culmele succesului, pentru că trăim într-o vreme în care pe culmile succesului ajungi aparent ușor. Ajungi ușor să faci bani, ajungi ușor să faci o firmă, ajungi ușor să cauți și să-ți iei o mașină foarte tare. Dar nu-s mirat de oamenii care ajung sus, ci-s mirat de oamenii care ajung să se mențină sus și să mențină succesul acela și să-l gestioneze. Nu, am întâlnit oameni, și voi și dumneavoastră i-ați întâlnit, oameni care la un moment dat erau săraci, lipiți pământului. Așa s-a învârtit viața că la un moment dat au ajuns să-și facă un magazin mic, pe urmă unul mai mare și unul mai mare și unul mai mare. Și dacă înainte oamenii aceștia mergeau să ceară bani împrumut, știți, se descurcau greu cu două salarii, pe minim economie, dacă mergeau și cereau bani împrumut, trece viața și au trecut viața și la un moment dat oamenii aceștia au ajuns să vorbească în termenii miilor de euro. Se coborau din mașina lor și parcă era Bill Gates. Se cobora. Nu. Ce să mai vorbesc? Apropo de asta, am avut câțiva predicatori cunoscuți acolo, câteva sate, și la un moment dat i-am chemat să vină să slujească într-o biserică. Slujeam într-o biserică de 5 membri când era plină biserica și la un moment dat i-am chemat să vină și pe unul l-am sunat și i-am zis: te rog frumos să vii să slujești în biserica mea. Am pus biserica tocmai de la 3, am pus-o să nu aibă scuze nimeni că dimineața e la altă biserică și seara merge la altă biserică. Am pus de la 3. Am zis: singurul lucru pe care pot să-l facă bun atunci e să doarme de amiază. Și la un moment dat l-am chemat și am zis: nu vrei să vii? Zice: da, vin, dar câți ai? Câți membri ai? Și am zis: vreo 5 membri. La care el se uită la mine și îmi zice: frate Marius, nu vin. Am mai chemat pe încă unul pentru că căutăm soluții. Aceeași întrebare: frate Marius, câți sunt? Păi am zis: câți vin? Și o zis: las că te sun eu. Și de 8 ani de zile aștept să mă sune. Oameni buni, ascultați-mă. La succes ajunge aparent ușor. Cel mai greu lucru este să gestionezi succesul acesta.
Trăim într-o perioadă a imaginii. Uitați-vă, oamenii cred că dacă au o imagine care și-o afișează undeva, sunt oameni de succes. Oamenii cred că dacă ajung să aibă popularitate și foarte multe like-uri și abonați, sunt oameni de succes. Dar ascultați-mă, în spatele imaginii sunt cu adevărat drame. Trăim vremea dramelor. În spatele imaginilor sunt cu adevărat drame, drame fantastice. Să nu credeți că poza aia de pe Insta, Facebook și unde și-o mai pun, e poza reală. Ascultați-mă, în spatele acelor poze de familii frumoase, de familii de succes, de familii care cunosc pe Dumnezeu, de familii care merg într-o parte și în alta, de familii care se îmbracă bine, mai puțin bine, de familii care conduc mașini, de familii care merg în vacanțe, ascultați-mă, s-ar putea ca în spatele acelora să fie cu adevărat drame. Era la un moment dat, la comitet, era o cerere. Ce să zic, ce cerere? Era un fel de... Și la un moment dat ne întâlnim cu comitetul și era o familie care o văzusem cu vreo trei săptămâni înainte, îmbrățișați toți la schi în Austria, în vacanță. Maică scriau acolo, o familie binecuvântată, și la un moment dat, când am ajuns la comitet, ne-am întâlnit cu comitetul, era o cerere de divorț. Au divorțat. După 3 săptămâni, după ce s-au afișat, oameni buni, ascultați-mă, nu știu ce vrei să faci cu viața ta. Probabil te-ai gândit, aș fi într-un fel ipocrit să nu spun că omul de când se naște până când moare caută succesul. Fiecare dintre voi căutați succesul, căutați să ajungeți undeva în viață, căutați o înălțime, căutați undeva să ajungeți, ascultați-mă, succes fără Hristos e blestem. Repet, succes fără Hristos e blestem. Știți că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că una dintre ispitirile cu care a fost ispitit Hristos a fost că într-o zi diavolul a urcat pe un munte foarte înalt. Și la un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu că i-a arătat toate bogățiile lumii acesteia. Și au zis, auzi, închină-te mie. Închină-te mie și când te închin mie, eu îți voi da toate bogății. Dar n-ai venit să câștigi lumea? N-ai venit să salvezi lumea asta? Eu îți arăt o cale mai ușoară de a face-o. Îți arăt o cale mult mai ușoară și calea mai ușoară este închinarea înaintea mea. Uite, i-au arătat toate bogățiile lumii acesteia. I-au arătat toți banii din lume, au zis, ție ți-i dau... Toate bogățiile lumii, ție ți le dau, doar fă un pic de plecăciune înaintea mea și ți le dau ție toate, toate, toate. La care Iisus Hristos i-a zis, pleacă de la mine, Satano. Eu n-am venit să câștig lumea asta prin bani, ci am venit să câștig lumea asta prin sacrificiu. Pentru că, ascultați-mă, cheia spre adevăratul succes, știu că nu o să ne placă ce vă spun, e crucea. Ești gata să o iei în seara asta? Ești gata să o iei în seara asta? Noi dăm din coate ca să ajungem la succes. Uitați-vă poporul acesta român. Ca să ajungă la succes, dă din coate. Dar Iisus Hristos a zis în felul următor. Succesul nu constă în câți bani ai. Nu constă succesul în ce mașină conduci. Nu constă succesul în cât de frumoasă ești. Nu constă succesul în cât de mulți abonați și like-uri îți dau pe Facebook și oriunde ți-ar da. Ci succesul real, ascultă-mă ce spun, constă că în momentul în care vei închide ochii din dimensiunea aceasta și vei ajunge în dimensiunea lui Dumnezeu, să te aștepte Hristos pe malul veșniciei, să-ți întindă mâna și să spună, vino binecuvântatul Tatălui. Ăsta înseamnă succes. Și succesul ăsta vi-l doresc și eu și vi-l doresc cu toată inima mea tuturor de aici. Succes înseamnă să te pleci, să-ți iei crucea. Pentru că oamenii când e greșeala noastră, a făcut și noi greșeli ca și predicatori. Noi am spus că nu predicăm Evanghelia prosperității, dar am predicat un pic de Evanghelie cu un iz de prosperitate. Când le-am zis oamenilor, veniți la Hristos, Hristos vă va da tot ce vă trebuie, Hristos va împlini toate nevoile voastre, Hristos vă va vindeca de toate bolile voastre. Și oamenii au zis, da, Hristos face lucrul ăsta cu mine, dar ascultă-mă ce spun, omule, Hristos n-a murit pe pământul acesta, n-a murit între cer și pământ ca să-ți fie în primul rând ție bine, ci a murit între cer și pământ să-ți mântuiască sufletul și să fii un om care îl glorifică pe Dumnezeu în viața asta.
Chiar dacă va trebui să treci prin cancer, tu tot trebuie să vii la Hristos. Chiar dacă va trebui, s-au întâlnit oameni și au zis, da, zice, mi-a spus că o să fiu fericit și fericită și uite, rudele mele sunt împotriva mea, dar împotriva cui vrea să fie? Împotriva cui vrea să fie? Pentru că dacă mergi și bei și te droghezi și faci toate prostiile de pe lume, o să spună toți, bravo, bă, uite, stai șmecher. Dar în momentul în care vii și tu și spui, m-a hotărât să-L urmezi pe Hristos. Mergeți în centru Negreștiului și puneți-i pe Strugariu, puneți-i pe frate Alex să cânte, puneți o cântare. O să auzi vociferări. Închide-mă muzica! Oprește-o, mă! Dar mergeți și puneți-L pe salam. Iisus Hristos spunea în felul următor, oameni, vreți să ajungeți la succes sus? Bun. Va trebui să vă luați crucea de aici, să vă puneți și să mă urmați pe mine. Pentru că totdeauna lucrurile diavolului, ascultați-mă, vor fi la oferte. Totdeauna el va căuta trambulini. A, îți dau altceva, îți dau calea mai ușoară, îți dau calea mai simplă. Pentru tine și familia ta, îți dau calea compromisului, dar ascultă-mă, nu te duce pe drumul crucii, nu te duce pe drumul succesului. Oameni buni, succes, știți când va fi? În momentul în care eu și dumneavoastră vom spune ca apostolul Pavel într-o zi, m-am luptat lupta cea bună, dar lupta mea n-a fost cu frații, lupta mea n-a fost cu cei din jurul meu, lupta mea n-a fost cu comitetul, lupta mea n-a fost cu oamenii, ci lupta mea a fost cu mine însumi, cu păcatul și cu demonii. În momentul în care îmi voi sfârși alergarea de pe pământul acesta, pentru că viața mea pentru mine, spunea omului Dumnezeu Pavel, viața mea pentru mine a fost o alergare, așa cum citea Dan, în momentul în care mi-am dat startul de pe drumul Damascului, când m-a ridicat din praful drumului cu nasul și am zis, Doamne, mă voi duce cu Tine, nu vreau să dau înapoi într-un țepuș, pentru că eu știu că ești real, existi și îmi vei fi binevoitor. La un moment dat îi spune Dumnezeu lui Pavel prin Anania, Anania, du-te și voi arăta că trebuie să sufere. Cine vrea succesul acesta? Cine vrea să sufere în viața asta de credință? Cine vrea să fie arătat cu degetul că ești pocăit? Oameni buni, știți ce am ajuns în vremurile care le trăim astăzi? Să stăm la masă cu cei mari. Dacă înainte biserica era prigonită, dacă înainte biserica era blamată, dacă înainte pocăiți erau arătat cu degetul ca și eretici și fanatici, am ajuns astăzi să stăm la mesele celor mari. Să nu mai fim prigoniți, oameni buni! Cum zicea Ravenhill, până și catolici nu ne mai numesc protestanți. Împotriva cui protestăm? Când ai făcut ultima dată protest în familia ta împotriva păcatului? Când ai făcut ultima dată protest în familia ta împotriva compromisului? Când ai făcut vreodată protest în țara asta? Cred că este acum, este momentul ca noi ca și biserici să ne trezim, noi ca și indivizi să ne trezim, noi trebuie să ne ridicăm și să spunem nu compromisul lui în familie, în sufletele noastre. Totdeauna lucrurile diavolului vor fi la ofertă. Știu că pe surori le atrage momentul în care merg la Lidl, la Kaufland și spune două la preț de una. Le iau și văd că în două zile expiră. Înțelegeți? Totdeauna diavolul va avea la ofertă, dar lucruri ieftine. Totdeauna îți va arăta lucrurile ieftine. Lucrurile care vor trece. Înțelegeți? Sau știți cum sunt reducerile la noi? Știu că pentru surori reducerile e un fel de magnet care nu reușit să te duci, să treci pe lângă un magazin de reduceri, tot parcă ceva atrage acolo. Reduceri 40%, dar ascultați-mă, știți cum e reducerea la români? Haideți că vă spun cum e. În momentul în care o bluză inițial e 60 de lei, înainte de reducere o face 80 de lei, chiar înainte de reducere o face 100 de lei și îți arată pe etichetă că de la 100 de lei e redusă la 60 de lei și mai scrie 40%. Și ce te gândești? Te duci? Te uiți la bluza aia, zici, bă, de la 100 la 60 de lei, bă, e ceva.
40% o iau. Și tu ești bucuros, bucuroasă, cu plasa în mână și sunt prietenii, le-am găsit bluză la reducere, dar bluza e inițial 60 de lei. Totdeauna va face diavolul așa. Îți va da lucrurile de nimic, ascultați-mă, totdeauna ne va da lucrurile de nimic și să pară că sunt lucruri bune. Totdeauna vor părea în ochii noștri că lucrurile sunt scumpe, sunt valoroase, reprezintă ceva. De câte ori n-ați dat, ascultați-mă, sunteți aici bărbați și femei pentru care viața asta a fost ca un fel de Fata Morgana. O lume care v-a promis mult. O lume care v-a promis că veți fi în culmile fericirii. O lume care v-a promis că veți fi satisfăcuți dacă veți alege într-o parte și în alta. O lume care v-a promis că veți fi oameni de succes, că veți fi fericiți. Și la un moment dat, unii dintre voi, în momentul acesta, în biserica aceasta, ați ajuns să fiți prăbușiți din cauza păcatului, pentru că păcatul prăbușește omul. De aceea Iisus Hristos le-a zis oamenilor din vremea lui: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, pentru că păcatul îngenunchează. Și așa ești și tu în seara asta aici. Ești îngenunchiat și îngenunchiată de păcat. Chiar dacă ești în picioare, chiar dacă nu vrei să recunoști, chiar dacă transmiți un zâmbet fals, vreau să spun ceva. Ești îngenunchiat și îngenunchiată de păcat. Dar pentru tine există o soluție fantastică și soluția este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prinde-L de mână în seara asta. Prinde-L de mână pe Iisus Hristos, Domnul domnilor. Prinde-L de mână și vei fi binecuvântat și binecuvântată. Prinde-L de mână și vei avea fericire cu adevărat și împlinire cu adevărat în viața ta. Pentru mine, lumea, ca și pentru tine, a fost un miraj. O Fata Morgana care mi-a promis mult, ne-a oferit puțin. Știți că în momentul în care rătăcesc oamenii prin deșert, oamenii aleargă prin deșert însetați și li se arată la un moment dat o femeie. Unii zic că ar fi un demon și în momentul în care li se arată femeia asta, îi cheamă să vină la ape. Și au zis: băi, am găsit apă, veniți la apă. Și atunci oamenii alargă însetați prin deșertul, prin deșertul acela, ca și tu, prin deșertul vieții tale. Și crezi că în momentul în care vei face ceva și ai ajuns undeva, vei ajunge la apă și îți vei satisface setea. Și în momentul în care îi cheamă femeia la apă, se prăbușesc la picioarele acelei femei și dau să ducă la gură apă și la gură de nisip. După vreo 50 de metri, li se arată din nou femeia asta și la un moment dat, din nou, îi cheamă la apă, 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 îi poartă prin deșert până ajung să moară de sete. La fel, oameni buni, face și diavolul cu noi. Ne promite apă, ne promite succes, ne promite că ne va da și ne va face, ne promite că atunci când îl vom sluji. Uitați-vă la vedetele pe care, divele pe care o lume întreagă le ascultă, care îmbolnăvesc lumea cu muzica lor, citiți istoria lor. Toate și-au dat inima, sufletul diavolului, pentru că diavolul îl spune în felul următor: vrei succes? Vrei să ai bani? Vrei să ai faimă? Vrei să câștigi ceva? Vrei să fii fericit în lumea asta? Vrei să ai veselie? Bun! Există un cost fantastic! Dă-mi sufletul tău! Dă-mi-te mie! Pentru că diavolul știe cât de valoros este un suflet uman. Diavolul știe că pentru sufletul nostru s-a plătit nu bani, nu aur și argint, ci pentru viața noastră s-a plătit un preț fantastic. A murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că nu știi cu aur, cu argint a fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu însuși sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, sunteți prăbușiți unii dintre voi pentru că ați căutat succes fără Iisus Hristos. Cel mai frumos succes, v-am spus, este să vă aștepte Hristos după ce muriți pe malul veșniciei și să vă spună: vino, binecuvântatul Tatălui. Cum să te ridici din falimentul spiritual? Am văzut că ajung oamenii să falimenteze pentru că n-au știut gestiona succesul. Cum să ne ridicăm, de fapt, de acolo de unde suntem? Da, m-am identificat, poți să spui tu, cu predica asta. Da, frate, sunt jos. Da, Domnule, mi-am făcut viața praf. Mă uit în trecutul meu și nu-mi vine să cred cum mai pot să mai repar lucrurile. Am dezamăgit-o pe mama. L-am dezamăgit pe tata. Mi-am dezamăgit soția pentru că am spus că mă voi schimba și uite-mă, nu m-am schimbat și-s mai rău. Mi-am dezamăgit soțul la fel. Ce să fac? Cum să te ridici, de fapt, din falimentul ăsta spiritual? Pentru că dacă vă spun tuturor și unora dintre voi că sunteți păcătoși, mulți dintre noi recunoaștem: da, Domnule, suntem păcătoși. Dar nu asta e soluția lui Dumnezeu, să ne arate tot timpul termometrul vieții, ci Dumnezeu vrea să ne arate și termostatul vieții. Dumnezeu nu vrea doar să ne arate termometrul, să ne spună: da, sunteți păcătoși, da, meritați,
pedeapsa, da, meritați cel mai rău, da, meriți să suferi. Nu, Dumnezeu zice, eu am și un termostat al vieții. Eu vreau să și schimb viața ta, nu doar să-ți arăt că ești un păcătos, nu doar să-ți arăt că ești falimentar, ci eu vreau să schimb viața ta. Cum să te ridici? Poți adopta o poziție, pe alții să-i acuzi, iar pe tine să te scuzi. Când adopți poziția asta, Dumnezeu nu poate să facă nimic cu tine. Absolut nimic. Nimic, nimic. Domnule, nu eu sunt vinovat, nevastă. Nu eu sunt vinovat, contextul în care trăiesc. Nu eu sunt vinovat, anturajul este vinovat, dar nu eu. Te poți scuza, omule, până la nesfârșit. Te poți scuza, omule, și pe patul morții. Dar ascultă-mă ce spun. Poți pe alții să-i acuzi și pe tine să te scuzi. De fapt, este o boală a națiunii noastre. O boală care a ajuns să se înrădăcineze noi în ADN-ul vieții noastre. O boală de care greu, greu scăpăm. Tot timpul alții sunt de vină. Tot timpul privim. Tot timpul politicienii, domnule, ei sunt de vină. Dar ascultați-mă, am întâlnit, noi zicem hoții, hoții, dar am întâlnit oameni care m-au mințit pentru 5 lei. Lucrasem la un moment dat la niște aparate de cafea, am avut și eu câteva, și la un moment dat un om vine și îmi zice, domnule, eu n-am mințit niciodată, tocmai eu zic cea mai mare minciună a vieții lui, că n-am mințit. Zice, aparatul dumneavoastră mi-a luat 5 lei, de-aia eu vă spun că n-am mințit în viața vieții mele. M-am uitat la el, nu i-am zis-o, am gândit-o, cât valorează sufletul tău? 5 lei? Sufletul unora valorează ieftin. Pe 5 lei și-l dau. Al tău cât valorează? Tot timpul, politicienii, hoții, oameni buni, ascultați-mă, schimbarea în România nu constă în arăta cu degetul tot timpul. El trebuie să schimbe, cutare trebuie să schimbe, ne uităm, ăla trebuie să schimbe, celălalt trebuie să schimbe, nevastă mea trebuie să schimbe, copiii mei trebuie să se schimbe. Ascultați-mă, România se va schimba atunci când facem un cerc în jurul nostru, ne punem în cercul ăla și spunem lui Dumnezeu, Doamne, pe ăsta din cercul ăsta schimbă-l, te rog frumos. Eram odată cu mașina, în spatele, cred că era o doamnă. Și la un moment dat, face stânga fără să semnalizeze. Am pus o frână la limită să-l lovesc. Ce credeți că am făcut? Ce credeți că am făcut? Băi, am dat niște clanxoane. Ca să știe că data viitoare trebuie să semnalizeze. Mai avem și noi semnul ăla. Știți semnul, nu? Am mers mai departe, crezând că mi-am făcut datoria de cetățean bun, că am atenționat-o. Și conștiința care este Tribunalul Ceresc mi-a zis în felul următor, de câte ori n-ai făcut și tu stânga sau dreapta fără să semnalizezi? Dom'le, să-i acuzăm pe alții, suntem buni. Foarte bun. Dar pe noi, eu, nici vorbă. Nici vorbă. Atunci când păcătuim, ascultați-mă, se luptă pentru viața noastră două entități. De fapt, două entități care ne condamnă. Și vreau încet, încet să mă apropiu de încheiere. Sunt două entități care ne condamnă. Atunci când păcătuim, prima entitate care ne condamnă este diavolul. Iar totdeauna ne va pune în fața ochilor noștri păcatul, dar fără soluție. Fără soluție. El ne va spune totdeauna, ai păcătuit, ești nenorocit, ești rău, pentru tine nu se mai poate face absolut nimic. Absolut nimic. Îți arată tot timpul ce este mai rău. Tot timpul îți arată că nu se mai poate face nimic cu viața mea. De fapt, tu nu mai poți repara absolut nimic în viață. Viața ta este praf. Viitorul tău, la fel de țăndări. Și nu mai poți face absolut nimic. Ești în depresie, în anxietate și spui în felul următor, viața mea așa nu mai are nicio valoare. Pentru ce să mă mai lupt pentru ea? Pentru ce să mai lupt să fiu bun când vocile din capul meu îmi spun că nu mai există scăpare la mine? Pentru ce să mă mai lupt să fiu bun
când vocile din ființa mea îmi spun că nu se mai poate face nimic. Uite, și Dumnezeu s-a depărtat de mine. Ți-ai lovit mașina. Vezi, nu mai e Dumnezeu cu tine. Au început lucrurile să-ți meargă rău, rău, rău în viața asta. Din ce în ce mai rău și vocea parcă este tot mai audibilă, tot mai puternică în viața ta, acea voce care îți spune că nu se mai poate face absolut nimic. 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 Ai dat cu viața de pământ. Când un tânăr a păcătuit, a căzut în păcatul curviei. S-a dus și a stat de vorbă cu un bărbat, cu un bărbat care nu cunoștea Biblia. I-a zis în felul următor: pentru ceea ce ai făcut tu, pentru tine nu se mai poate face absolut nimic. O să ajungi în iad. A căzut într-o depresie fantastică acest băiat, încât după 7 zile și-a pus capăt zilelor. Ascultați-mă, oameni buni, indiferent cât ești de jos, indiferent cât ești de pătat și pătată, indiferent ce ai făcut în viața asta, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru toate păcatele tale. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Iisus este Domnul domnilor. Iisus este Domnul domnilor. Iisus este Domnul. Vocea lui este mai puternică decât vocea diavolului. Și în seara aceasta, cred, el a venit să zădărnicească planurile lui. De aceea am permit, potrivit autorității de la Golgota, pe care el a avut-o, că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară, ieșind biruitor asupra lor prin cruce, să proclam biruința lui Hristos în locul ăsta. Să proclam biruința lui Hristos în locul ăsta. Să proclam biruința jertfei de pe Golgota. Femeie, bărbatule, ascultă-mă. Indiferent cine ești, din ce biserică ești, nimeni nu știe, ești falimentar, ai căzut. Dar ascultă-mă, este seara în care Iisus Hristos vrea să șteargă din nou cu buretele iertării, haina pătată a vieții tale, să o șteargă. În momentul în care mai păcătuiești, mai există o entitate care te condamnă. Și acela este Dumnezeu. Dumnezeu este ca și mine seara asta, arătând cu degetul spre unii dintre voi. Acuzator. Să spune că ești vinovat și vinovată și ai păcătuit. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu sfânt, care nu poate să vadă păcatul și îl irită, îți spune că ești și îți spune că nu poate să vadă păcatul din viață. Că-l doare pe Dumnezeu ce ai făcut. Că-i provoacă indignare lui Dumnezeu. Dar împreună cu acuzarea, ascultați-mă, Dumnezeu zice: am o soluție pentru tine. Când a păcătuit David, acel păcat grosolan, a venit prorocul Nathan la el și i-a zis povestea aceea cu mielușeaua. David a zis: omul ăla să ia mielușeaua săracului, când el are turme, sute, mii, este vrednic de moarte. La care Nathan, cu degetul acuzator al lui Dumnezeu, i-a zis: tu ești omul ăla. Tu ești. Tu ești, David. Eu și tu și dumneata am încălcat în picioare sfințenia lui Dumnezeu. Și meritam în seara asta, ca și Anania și Safira, ca și Uza, să nu mai fim aici. Dumnezeu îți spune: te-ai jucat cu focul și jocul pe care l-ai este unul periculos. În orice moment, secundă, sutime de secundă, poți să spun inimii tale: stop, cardiorespirator, și ce faci? Te țin asupra iadului, zice Dumnezeu, de un fir de paianjen. Ești gata, gata să cazi în iad. Ești gata, gata să sfârșești viața. Ești gata, gata ca veșnicia să fie pecetluită cu iadul pentru totdeauna. Dar omule, spun ceva în seara asta: eu am soluție! Care Nathan zice: Dumnezeu îți iartă păcatul.
Dar frate, frate, îmi aduc și acum aminte după 5 ani, după 2 zile, după 15 ani ce am făcut, oare Dumnezeu m-a mai iertat? Ascultă-mă ce spun. Când iartă Dumnezeu, aruncă totul în marea uitării. Dar tu nu poți uita, nici eu. David zicea la un moment dat, îmi cunosc bine fără de legea și păcatul stă în fața ochilor mei, ascultă-mă. Știi de ce lasă Dumnezeu amintirea? Știi de ce nu șterge Dumnezeu amintirea? Simplu, pentru ca să-ți arate de unde te-a scos Dumnezeu. Îți vei aminti tot timpul de seara asta, îți vei aminti tot timpul de păcat, îți vei aminti tot timpul că ai fost un nenorocit pe care Dumnezeu l-a scos din groapa pe ieri. Știi de ce? Știi de ce nu-ți iartă, nu-ți ia Dumnezeu amintirea? Ca să-ți aduce aminte toată viața ta. Când s-a lepădat apostolul Petru și cu jurăminte, vorba românului, mă jur cu blesteme să mor eu dacă îl cunosc pe omul ăsta. Că așa e vorba românului. În momentul în care a căzut, putea Iisus Hristos în momentele critice ale vieții să nu-i spună nimic. Dar zice Biblia că în momentul în care era în curtea aceea, se încălzea la focul acela, îl vede pe Hristos la distanță, bătut, schingiuit, plin de sânge, întorcându-și privirile spre Petru și privirea lui Petru se încrucișează cu privirea lui Hristos. Nu știu ce, cum l-a privit Iisus pe Petru. Ascultați-mă, nu l-a privit așa. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Privirea lui era acelui mai blând miel. Când i-a văzut Hristos, când s-a uitat la Petru și Petru la Hristos și s-a intersectat privirile, zice Biblia că Petru s-a dus afară și a plâns cu amar. S-a scuturat cămașa pe el. Pentru că pocăința nu-i plânsul de o seară. Pocăința nu-i plânsul de un minut. Pocăința nici măcar regret nu-i, ci pocăința înseamnă să spui lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar sfârși lumea asta, Doamne, eu tot pe Tine te aleg. Doamne, chiar dacă mi se va nimici carnea și sufletul în mine, eu tot pe Tine te aleg, Dumnezeule. Chiar dacă ar trebui să cadă toți, Doamne, eu tot cu Tine mă voi duce. Îmi pare rău, regret, mă doare păcatul pe care l-am făcut, dar vreau, Doamne, Dumnezeule, de astăzi înainte să mă ridic din țărâna vieții mele cu Tine și să merg mai departe, să întorc spatele lumii și să merg pe drumul Tău, respirând aerul cerului, respirând aerul cerului. O, păcătosule, de mine și de tine, te cheamă Hristos în seara asta să cazi în brațele cele mai sigure din lumea asta. Brațe care te-au respins au fost brațele lumii. Probabil au fost brațele copiilor tăi, au fost brațele soțului și a soției tale. N-au dat doi bani pe tine. Dar în seara asta mă rog să vezi prin ochii inimii brațele lui Iisus Hristos care este gata să te cuprindă. Te-au dat la o parte și au spus din tine nu mai poate ieși absolut nimic bun. Dar ascultați-mă, oameni buni, când Hristos schimbă un om, îl schimbă radical. El nu vindecă parțial un suflet, El nu vindecă parțial o inimă, El nu iartă parțial un trecut, ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iartă de plin. Pentru că Petru și-a adus aminte tot timpul de ceea ce a făcut. Când a fost crucificat, a zis în felul următor: am o dorință înainte de crucificare. Crucificați-mă cu capul în jos. Pentru că eu într-o zi m-am lepădat de El. Eu nu sunt vrednic să mor ca El. Și la Marea Tiberiade, zice Biblia, după înviere, când ucenicii își vedeau de ale lor, erau în aceeași barcă Petru și Ioan, de pe margine strigă un străin: copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ioan, care era mai tânăr, la un moment dat zice: e Domnul, e Domnul. Se îmbracă Petru repede, repede, repede se îmbracă, sare în apă, aleargă, 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 înnoată, înnoată cât poate de tare, ajunge, leoarcă, față în față cu Iisus.
cu nasul și returi, la fel cum ai și tu astăzi. Iisus îi spune: Petru, mă iubești? Se uită Petru așa la ochii lui Hristos și zice: da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele. Petru, stai, nu pleca, stai. Petru, tu mă iubești? Își ridică din nou privirea în sus Petru și zice: da, Doamne, te iubesc. Paște mielușeii mei, oițele mele. Își ridică din nou, își pune din nou Petru nasul și retur și dă să plece. Petru, Petru, tu chiar mă iubești, Petru? Și atunci Petru s-a întristat și a zis lui Hristos: Doamne, tu toate le știi. Petru, până acum te-am întrebat dacă fileome, adică până acum m-ai iubit cu dragoste omenească, care la fiecare păcat a fost gata să dezerteze. Când a venit un băiat în viața ta și a zis că te iubește și n-avea principii biblice, tu ai fost gata să te duci cu el și m-ai părăsit pe mine. Când a venit ispita banilor și a trebuit să faci un compromis, la fel. Când a venit ispita unei femei, ai fost în stare să-ți înșeli soția și așa mai departe. Până acum m-ai iubit, tu m-ai părăsit în clipele grele. Când a fost gata să depui mărturie pentru mine, tu m-ai părăsit. Dar Petru, eu nu te-am întrebat dacă mă iubești cu o dragoste omenească, prietenească, ci Petru, eu te-am întrebat dacă tu agape me, adică mă iubești cu o dragoste jertfitoare, care e gata să-și ia crucea în fiecare zi. Și indiferent dacă îți va pune cineva pistolul la cap pentru mine și te va întreba Hristos sau viață, tu să spui din toată inima pentru mine: Hristos, Hristos, Hristos și numai El. S-ar putea să-L fi iubit pe Iisus cu dragoste prietenească, care a fost gata să dezerteze, a fost gata să lase jos tot și să fugă ca demon. Dar te întreabă Iisus Hristos în seara asta: nu dacă fileome, dacă agape-me, dacă mă iubești cu dragostea jertfitoare, care va merge până la capăt. Haideți să ne ridicăm. Într-o zi, o mamă care avea un băiat, și probabil sunteți mame aici care aveți la fel băieți ca din povestea asta, se ruga la noi în biserică, o mamă, o mijlocitoare, se ruga pentru băiatul ei dependent de droguri. Nu vrea să vină la biserică nici de cum. Era până în gât în droguri. O mamă care n-a renunțat să se roage pentru pruncul ăsta ei. O mamă care a spus: Doamne, dă-mi-l, indiferent cum, dă-mi-l. Și într-o zi când băiatul acesta, într-o supradoză de droguri, era undeva pe un pat, și când a luat supradoza asta de droguri, a simțit, spunea el, cum viața începe să-i se scurgă din vârful tălpilor, din vârful degetelor, și să urce în sus, să urce în sus, să-i se scurgă viața din corp. Atunci, spunea el, în disperarea mea, am strigat către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-am văzut niciodată ceea ce am văzut atunci. L-am văzut într-o vedenie pe Iisus, cum a venit și a băgat mâna după inima mea de piatră, a scos-o afară și în schimbul ei mi-a pus o inimă de carne și mi-a zis așa: îți mai dau încă o șansă. La fel vrea să facă Iisus Hristos cu dumneavoastră. Să scoată inima de piatră și să vă dea o inimă de carne. Și să fiți oameni care din acest moment să spuneți lui Dumnezeu cu toată inima: agape te, Doamne, agape te. Plecăm capăt și ne rugăm înainte lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta este cineva
care vrea să-și întindă mâna spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are o mână întinsă spre tine astăzi. Are o mână întinsă în noroiul în care ești. Are o mână întinsă spre deznădejdea ta. El îți va vindeca sufletul. El îți va vindeca inima. Și îți va restaura viața. Nu trebuie să spun multe lucruri, pentru că mă sună un băiat odată și îmi zice: Marius, nu merg să întreb pe Domnul pentru mine la un proroc? Și am zis: unde să mă duc? La un proroc. Și am zis: ascultă-mă, îți spun eu ce trebuie să faci, tu știi că trebuie să schimbi viața. Ce mai aștepți? Ce vrei? Deschide Biblia și Biblia îți va spune că trebuie să schimbi viața. Ce vrei să-ți mai spun? Tu știi că trebuie să schimbi viața. Tu știi că trebuie să schimbi viața. Tu știi că trebuie să schimbi viața. Tu știi că trebuie să renunți la păcat. Tu știi că trebuie să-L urmezi pe Hristos, că este singura soluție. Prea mult te-ai complăcut, prea mult și-a bătut păcatul joc de tine, prea mult și-a bătut joc diavolul de tine, prea mult influențele demonice s-au sălășluit în casa ta, prea mult. Dar există unul în seara asta care dă biruință de plină și acela este Iisus. Ne rugăm. Și dacă este cineva în seara aceasta care vrea să întindă o mână lui Iisus, să o ridice. Să o ridice către cer și să-i spună: Domnul să vă binecuvinteze. Și să-i spună lui Iisus: Doamne, îmi întind și eu mâna spre Tine, Te rog. Ia-mă de mână. Domnul să vă binecuvinteze și acolo în spate. Dacă mai este cineva care vrea să-și întindă mâna spre Hristos în seara asta, Dumnezeu dă eliberare. Dumnezeu dă eliberare. Noi suntem chemați să vestim puteri, puterile lui Dumnezeu de a elibera oamenii, puterile lui Dumnezeu de a răscumpăra oamenii. Dacă mai sunt oameni care vor să-și întindă mâna spre Hristos, ăsta e un semn al credinței, să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, prin mâna mea ridicată, eu îți spun astăzi, Doamne, că vreau să Te urmez. Eu îți spun astăzi că am nevoie de ajutor. Eu mă umilesc, mă smeresc înaintea Ta astăzi și vreau să spun că am nevoie de ajutor, Doamne! Dacă mai este cineva care vrea să-și ridice mâna spre cer, și pe urmă ne rugăm, s-o țină sus, s-o țină sus, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.